dragi telespectatori, bună seara, bine v-am găsit, că e oara să se beară la Givan, vă spun, frață Boian. Și apoi, dacă ne vigeți aici, să rămâneți și spuneți și la veșinii, la neamuri și la precii, și dușmani, o să vei să deie pe TNTV. Dânței, tungurii, dragi telespectatorii, frace, ce văd pregătit ca de fiecare dată, hai să vigem ce mai scornești și astăzi. Ia ca de presa locală aflăm că AJVPS a populat Cibișul cu o tonă de căraș între ele două poduri din oraș. Da, frate, mergem că nor crește pești ca să-i prindem. Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi, Tibiș, ia că pescarilor sportivi, acum nu știu cât ești tu de sportiv. Cum nu, frate, să vede că sportiv, adică să așa trasc printr-un inel. Da. Să zicem, dacă văd că insiști cu treaba asta, nu pot decât să fiu de acord. Și să vedem ce scrie Iaca la Țeitung. Am spus că Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Tibiș a început acțiunea de populare a bălților și a râurilor aflate în zona lor de administrare. O populat astfel habitatul protejat între le două poduri din municipiul Lugoș, cu o tonă de caraș pește care a lipsit aproape în totalitate din apele curgătoare ale Lugoșului. E, da, frate, vreau să zic că am fost și eu odată la pescuit cu soacra, n-am prins nimic, data viitoare să mă duc la pescuit și o să dau cu râme. Da, ia ca, din cât ce mă aduc amintii și o poezie scrisă de Sorin Olar, rup tema asta, acum... Nu știu dacă tot zice azi de emisiune sau... Nu zic, o lăsăm pe altă dată. Țări pentru săptămânile care vin. Da, să ținem și dăm totul deodată, telespectatorii o țără în suspans. Da, dar e faină poezia, trebuie să zic. Pățăne de-a lui Oicanelu, dar până atunci am ieșit cește. Frate, o altă pățăne... Tunguri. Și o pățit un braconier de ăsta, cum ești tu dacă te duci la pescuit. Păi ce, cu inspectorii de la Garda de Mediu. Crezi că eu n-am permis când mă duc la pescuit? Am permisul, că până ajung la baltă trebuie să mân mașina, nu? Și am permisul de conducere. Mergea un braconier pe malul lacului, târând pe umeri două știuci imense, când acolo, la fața locului, apar inspectorii de la Garda de Mediu. A, te-am prins în locul faptei, braconier de norocit! Și pinde să strige acolo în gura mare. Oameni buni, nu o să credeți... Că eu am acești pești încă din copilărie. Ia uite, păi dacă erau mici în copilărie, da. Și cu trecerea da, anilor crescut. Da, de multe după unei inundații am găsit doi peștișori care abiau să mai zbăteau. Mai scrie că i-o luat acasă, i-o pus într-un borcan, îi hrănea așa fiecare zi. După aia doar mai chepat într-un borcan, i-o schimbat într-o cadă mai mare. Dar până la urmă doar mai chepat și cadă și i-o dus într-un lac. Inspectorii un pic uluiți și emoționați. Da, păi s-au ușit să nu crezi, nu? Cele povestite, eu am spus și eu mai prescurt, ea că aici scrie, băi, am anunțat, dar nu prea avem noi atâta vreme ca să și cez așa tot, cum scrie la Țeitung. Ei bine, hai demonstrează-ne, ea că or fost un pic ca... uluiți de povestire, se apropie omul de apă, dă drumul la pește și aprinde și o țigare și începe să stee. Hai, șuieră omule, spune unul dintre inspectori. Pentru ce? Pentru a hrăni știucile. Care știuci? A, păi da, care, normal. Că tu mai erau. Drumul în baltă. Așa e, frate. Da, dar să știi că și eu ultima dată când am fost la pescuit, ai știi că am unghiță bună, că s-am tăiat prumnul ăla care le-ai pus toată toamnă. Da, mă aduc abice, cum vine primăvara. M-am făcut, m-am făcut unghiță și, drept să spun, am prins un somn. Da, un somn de 2-3 ceasuri. Da. Nu știu dacă știe să ce car cu trotineta. Eu, cum să nu știu să mă dacă car mergi trotineta, la Cibișoara, ce pot să căra pe Daficea. Cu trotineta pe da, Daficea? Da, bineînțeles, pe Cibișoara. Primele trotinete electrice pentru transport public au fost inaugurate la Cibișoara, frate,
25 de trotinete electrice sunt de astăzi disponibile pentru transportul public din Timișoara. Pot fi închiriate gratuit 3 stații în complexul studențesc la Facultatea de Automatică și Calculatoare, dar și în fața Politehnicii și Universității de Vest. E, vezi, frate, când am fost la facultate nu erau trotinete. Da, așa, asta m-a gândit și eu. Nici măcar biciclete. Măcar biciclete să fi fost, mai mergeam atâta pe jos. Trotinetele sunt disponibile pentru oricine are un card de călătorie valabil. Primarul de la Timișoara, băi, zice că o să mai fie cumpărat, ce frace, băi, 100 de trotinete pe electrice și să-ți mai spun că și că merg cu 25 de kilometri pe oră și le cam țin așa bătăria vreo 30 de kilometri. Ia ca poți să ce care, ajungi până pe la... Până pe la Benz, dar nu chiar așa, până la Chizătău, dacă vin spre Logoș. Da, sigur, în Timișoara, dacă e din Aradului până în Gerocului, ce ține. Bun. Numai dacă se gata bateria, o care în spate, cum vine asta? Nu e bine, nu e bine. Am văzut că au mulce pe în Timișoara, numai frate, coșie n-au. Nu, eu tot vreau să las asta cu... O fi fost Mirilii cu trotineta plecat. Pentru... Copii mici trotinetele, nu știu de ce am tot impresia asta, dar l-am văzut și pe primarul de la Timișoara, s-o călat și el cu... O fi dat în mingea copiilor. Ia că asta nu știu, nu... Dar să vigem și-a făcut o italiancă, că ea odată, cred că, de, nu știu, mingea cui, dar... Și o să aflăm cu coada, imediat. Hai să auzăm. În nuntă de vis, dar fără mire, italianca s-a măritat cu ea însăși. Da. Un decor de vis, un tort uriaș, o rochie splendidă și peste 70 de invitați, Laura Messi, ia ca așa o ceva ca pe fotbalist, o antrenoare de fitness din Italia, a avut parte de o nuntă și că cam basme. Bag seama că și-a arătat bine dacă a fost antrenoare de fitness. Mă gândesc. I-a lipsit un singur lucru, Mirili. Da, femeia vârstă de 40 de ani, așa cum am mai zis, s-a căsătorit cu ea însăși și i-a spus că ideea... i-a spus presiei de acolo de Italia. Peninsulă, da? Că ideea i-a venit după 2 ani de la despărțirea de fostul soț, că a mai fost căsătorită, o relație de 12 ani și până la urmă s-a gândit să se căsătorească cu ea, singur. Au cheltuit vreo 10.000 de euro pe de nuntă, pe petrecere, deși ceremonia nu a avut o valoare legală, s-a îmbrăcat și mireasă, frate, au aruncat și buchetul, au avut și domnișoare de onoare, un tort uriaș, pe care l-au împărțit cu 70 de invitați. Mai mult, mireasa și că ar fi plecat știți, luna de miere după nuntă și zice că se distrează de una singură în Egipt. Da, frate, s-a măritat ea cu ea, numai dacă șeva nu merge bine nici în mariajul ăsta, ce o să fac? O să divorțeze de ea? Da, eu m-am tot întrebat dacă cumva s-o furat mireasa la lume. Că poate o fi bolândă, știi, și cine să stea cu una bolândă? Da. Și atunci divorțează de ea. Așa e. Ia să vigem că nu-i singura care s-a căsătorit așa mai și-o dat. Măi și alții căsătorit lume, o femeie și-a unit destinul în 2008 cu Tour de Eiffel. Ia ca la Paris, acolo... E frumos la Paris, cum nu? Da, dar pași cu Tour de Eiffel. O altă persoană s-a căsătorit cu zidul Berlinului în 1979, iar un poștaș neamț s-a însurat cu pisica sa în 2006. O altă persoană s-a măritat cu un delfin, lista e mai lungă. Da. Ah, da, știu că mi-ai și citit odată, frate, că s-a măritat una cu bărbatul din vis, cu din asta, ia, fantomă. Nu mă reșicesc pe toate, că le-au venit goșii și trebuie să-i primim la emisiune. Goși emisiunii, dragi telespectatori, ne bucurăm că astăzi a revenit alături de noi după o perioadă de câțiva ani Andreea Stoicănescu. Bună seara și bine ce-am găsit! Bună seara, bună seara și bună seara, bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Nu ne-am mai văzut, așa cum am zis, de multă, multă vreme. Spune-ne ce ai mai făcut, că... O trecut, o trecut. Știi că e vorba... Vreo 5 ani. Vreo 5 ani, zice, frate. Înainte de
90 odată la 5 ani, la 5 și dalie. Lasă că nu-s chiar 5 ani de când am fost la voi, vreo 4 și 11 luni, așa. Da, știi da, cum da, e vorba românului, mai răjuți că e mai drăguț. Am tras o țară cu ochiul pe pagina noastră de Facebook și am văzut că ori trecut anii, dar ce vegem la fel de veselă, la fel de bine dispusă. Păi eu așa m-am născut. E, atunci e bine. Toți copiii când se nasc plâng, eu râdeam când m-am născut mai mult, știu de ce. În caz aparte. Da, eu am fost ceva... În plan profesional, ce ai mai făcut? Ce să fac? Imprimări noi? Da, am făcut niște imprimări noi, am participat la multe spectacole, am avut și un turneu mai deosebit, evenimente... Hai să vorbim de turneu de care tocmai ai amintit. Am fost așa puțin prin Banat și prin Ardeal, cred că asta a fost acum vreo 2 ani, un an jumate, nici nu mai știu exact. Ai mers cu vreun ansamblu? Da, cu ansamblu sau... Datina Cărășană. Este ansamblu care are în componență foarte mulți profesori, cadre didactice din Reșița, unde am fost singura solistă din ansamblu. A fost spectacole mai mult pe sate, dar a fost frumos și am acumulat așa niște amintiri frumoase. A fost ceva, un proiect cu Consiliul Județean? Nu. Nu, noi nu avem treabă cu Consiliul Județean, noi suntem așa, de capul nostru. Propun să te și ascultăm cu o primă cântare. Cum să nu, cu mare drag. Lăsăm regia să hotărască piesa și ne pregătim să cântăm, nu? De ce ne bage mi drag, sufletul mine-i beceagă, sufletul mine-i beceag. De ce ne bage mi drag, sufletul mine-i beceagă, sufletul mine-i beceag. Știu că am adăpătimit, dar mi-ești dragă cum n-am gândit. Dar mi-ești dragă cum n-am gândit. Știu că am adăpătimit, dar mi-ești dragă cum n-am gândit. Dar mi-ești dragă cum n-am gândit. De ce ne-am prins drag de moră și m-a prins bage de dor, și m-a prins bage de dor. De ce ne-am prins drag de moră și m-a prins bage de dor, și m-a prins bage de dor. Ușor bage nu mi-au opit, că ce vorbesc mândrili, că ce vorbesc mândrili. Ușor bage nu mi-au opit, că ce vorbesc mândrili, că ce vorbesc mândrili. Bage că nu ești sfânt, dar adorm cu cine-n gând, dar adorm cu cine-n gând. Și-o bage că nu ești sfânt, dar adorm cu cine-n gând, dar adorm cu cine-n gând. În loc să-mi fac sfânta cruce, gândul la păcat mă duce, gândul la păcat mă duce. În loc să-mi fac sfânta cruce, gândul la păcat mă duce, gândul la păcat mă duce. Mi-e dragi patimele
ele tale, că îți stă bine cu ele, că îți stă bine cu ele. Mizraș patimile tale, că îți stă bine cu ele, că îți stă bine cu ele. Nu mi-o fi ușor și bine, dar mor bagi-o după cine, dar mor bagi-o după cine. Știu la ce drac m-am băgat, și pe mâna cui m-am dat, și pe mâna cui m-am dat. Nu mi-o fi ușor și bine, dar mor bagi-o după cine, dar mor bagi-o după cine. Știu la ce drac m-am băgat, și pe mâna cui m-am dat, și pe mâna cui m-am dat. Andreea, am ascultat o primă cântare. Ne spuneai că în perioada în care n-ai mai fost la noi la emisiune, ai realizat piese noi. Cu cine ai colaborat? Am o colaborare frumoasă și zic eu fructuoasă cu maestru Daniel Jurj de la Orșova, cântă la saxofon. Am realizat și 3 videoclipuri pe care vi le-am și prezentat aici la dumneavoastră, le-am adus. Nu sunt chiar noi, sunt de anul trecut, dar la dumneavoastră vor fi noi cu siguranță. Bă, care o să le vede pe parcursul bineînțeles, emisiunii. Bineînțeles, bineînțeles. Și am împreună cu copiii de la ansamblu Valea Almăjului, Almăjana, de la, chiar din Valea Almăjului. De la Bozoviți? Da. Sunt niște copii minunați, niște tineri extraordinari care cred că au dansul în sânge, cred că au banatul, muzica în sânge. Și am fost tare mândră să îi am la filmări. Chiar sunt niște copii extraordinari. Unde au fost realizate filmările? Filmările le-am realizat exact în satul meu, la Pârlipăț, Prilipeț, da. Da? Noi zicem Pârlipăț, așa se zice la noi. Exact în fața casei mele, în fața casei bunicului meu. Te gândești ca pe viitor să aduni toate piesele pe un album? Sau este, știu eu, o modă sau mai comod să câte una, două, trei pe an? Nu m-am gândit să le adun pe un album, nici nu știu dacă îmi doresc și dacă tot vorbim despre modă, nici nu cred că mai este vreo modă să-ți faci un album. Momentan îți faci 2 piese, le prezinți publicului, le filmezi, le promovezi. Nu neapărat un album. Nu m-am gândit și nici nu știu dacă îmi doresc să-mi fac un album cap-coadă. Păi eu propun să te mai ascultăm în continuare. Cea mai după bună care propunere. Revenim cu Givanul. Cu mare drag. Satule de cine au aș veni, da, n-am la cine. Thank you.
satul meu drag, mai n-am lăsat și de să mai drag. Nu-i mai moșu, nu-i mai tușa, au și ne să mă dă-și ușa. Nu-i mai vorbă în obor mai, au-i numai pus tău și dormă. În poartă inima nu șege, au nepoții săi mă-i așepte. Andreea, vreau să te întreb dacă la evenimentele private la care ai fost, ai avut parte de, știu eu, pățănii, întâmplări șoage? În general, la un eveniment este foarte multă voie bună și veselie și nu mi s-a întâmplat niciodată nimic deosebit. Deci nu mă pot lăuda cu, vai, stai să vezi ce am pățit. Nu, totul este în limita bunului simț. Sau dacă, știu eu, ai luat parte la vreo scenă mai comică? Chiar m-ai luat prin surprindere cu întrebarea ta și nu mi-amintesc. Nu, nu mi-amintesc așa ceva. Ai o formație cu care mergi la evenimente? Da, colaborez cu frații Lukic de la Reșița, formația Lukic, și cu Daniel Jur, așa cum am mai spus. Și dacă am evenimentul unde sunt pusă separat, merg cu mare drag, colaborez cu oricine, sunt deschisă la colaborare. Unde ai avut cele mai multe evenimente anul trecut, ca anul ăsta, să zicem că acum după Paște începe sezonul cu adevărat? Majoritatea evenimentelor la care particip sunt la mine în Caraș. În Caraș? Da, în Timiș nu prea am evenimente. Însă văd că sunt solicitată și în partea Cernețului, în Mehedinți. În Mehedinți. Da, acolo se ascultă foarte, muzică, foarte multă muzică bănățeană. Și e, în timp ce când, acolo, da, este interferența. În timp ce solistul cântă, am fost plăcut surprinsă să văd că lumea cântă împreună cu noi, cu soliștii, cu, deci toată lumea de acolo știe melodiile, știu textele, știu, pătimesc pe respectivele melodii. Deci m-au impresionat. Nu sunt, știu eu, oarecum invidioși soliștii de acolo că vin cei din Banat să le ia evenimentele. Ca să spun sincer, niciodată nu m-am intersectat la evenimentele din partea aceea cu soliștii locului de acolo, da? Deci dacă am fost la o nuntă sau un eveniment, am fost doar noi din Banat, trupa mea sau, mă rog. Însă nu cred că sunt invidioși, din contră mi-am făcut și prieteni acolo.
mă mai solicită și ei, nu vii la cântat cu noi acolo că ne-au cerut cântăreață din Banat. Și merg cu mare drag, oricând. Deci asta nu, e un lucru bun. Nu se pune problema de invidie și de vai că ai venit să cânți la Să cântă multe sârbi acolo sau vor strict Banat? Nu, vor strict Banat. Deci vor probabil să le cânți brâuri. Și cheamă pe voi. Da. Cei din... Se cântă foarte multe brâuri, se cântă hore și se cântă ascultări. Deci ascultări în ziua de azi, mă rog, preluate de la sârbi. Da? Nu se cântă sârbe. Deci la evenimentele unde cântăm noi bănățenii, acolo la ei, nu îmi cere nimeni sârbe. Eu zic să cântăm și aici așa, să nu cântăm, cântăm și sârbă, să jucăm, nu? Să nu uităm de ce am venit. Păi da. Sigur. Să ieșiți în cale, au, că dăm bun mâna pe una, o să-i plâng acasă, muma. Și dă bun mâna pe voi, măi, au, eu de bagea vă logoi, au, că dăm bun mâna pe una, o să-i plâng acasă, muma. Și dă bun mâna pe voi, măi, au, eu de bagea vă logoi. După cine să se uice, dar am să le învăț eu mince. Au, că dă-mi pun mâna pe una, o să-i plâng acasă, muma. Și dă-mi pun mâna pe voi, măi, au, eu de bagea vă logoi. Au, că dă-mi pun mâna pe una, o să-i plâng acasă, muma. Și dă pun mâna pe voi, măi, au, eu de bagea vă logoi. Nu-i nimic, bărbat, ce lasă, tot la mine vine acasă. Mai bună-ți muierea, că-i mai dulce mângâierea. Au, că dă-mi pun mâna pe una, o să-i plâng acasă, muma. Și dă-mi pun mâna pe voi, măi, au, eu de bagea vă logoi. Au, că dă-mi pun mâna pe una, o să-i plâng acasă, muma. Și dă pun mâna pe voi, măi, au, eu de bagea vă logoi. Andreea, ești o fire veselă. Da. Râdeam cu tine și înaintea emisiunii. Și ca să dăm din casă, râdem și la telefon, când mă sună, râdem, exact, bineînțeles. Da, ești tot timpul o fire veselă. Da. Această stare a ta l-o dai și nuntașilor, oamenilor care vin să petreacă alături de tine. Contează foarte mult pe lângă faptul cum cânți și să știi să faci atmosferă. Sigur că da. Ai spus bine, asta este starea mea generală și starea mea naturală. Pe mine veselia mă caracterizează. Foarte rar sunt tristă, foarte rar sunt supărată și când sunt supărată și sau tristă sau eu știu ce, îmi place să fac haz de necaz, știi? Deci tot acolo se încadrează. Și da, la evenimente îmi place foarte mult să glumesc cu oamenii, să râd, să-i bine dispun, să nu prea îmi place să-i văd că nu se ridică de la masă să danseze. Deci greu să-i ridici de la masă. Măi, la propriu poate că ar fi greu să ridic o persoană care are vreo 100 de chile. La figurat, mai ușor ridici doi de 50. Da, unul pe o mână, unul pe alta. Dar
Nu e greu, pentru că trebuie să-ți alegi cu grijă repertoriul, trebuie să știi ce să cânți, trebuie să știi ce este la modă, că și la noi, la muzica populară, este la mod. Adică sunt anumite șlagăre, să le zic așa, șlagăre. Da. Și trebuie incluse imediat. Bineînțeles, în da, da. Trebuie învățate, trebuie cântate, pentru că asta este publicul. Faceți și repetiția cu formația? Nu, nu suntem la un asemenea nivel, sincer, ca să hai să facem repetiții și nu. Da, mergem, cântăm, toată lumea ascultă noutățile, toată lumea știe piesele noi și la cântat, ce cântăm? Cântăm... Și să șere. De unde atâta energie? Măi, la vârsta mea, 22 de ani, de când cânt, mănânc foarte mult spanac, ca să am așa foarte multă energie. Că-i post. Și urzâș, și spanac și da. Eu așa sunt eu, așa sunt eu. Ca argintul viu. Ești pricepută la bucătărit, la făcut acolo mâncare. Da. Acum așa ne dai o rețetă de asta, de post? Rețetă în nu încep să-ți destăinui din rețetele mele, pentru că precis o să, nu o să mai pot să continui misiunea și o să vrei să și mănânci după aceea, da? Da, la bucătărie Eu credeam că nu o să continui emisiunea din altă cauză. Nu, adică o să așa, știu, să încep să știi de poftă. Da. La bucătărie, da, sunt pricepută și îmi place foarte mult să gătesc. Și mie să mănânc. Și mie îmi place să mănânc. La mine nu se vede. Ce ai de mâncare acasă? Nu știu. Cu ce se mănâncă? Ai de post? E de post. Postim. Nu. Post acum, post negru. Post, da. Eu țin post negru între mese. Și eu. Și tot timpul, eu țin chiar și în timpul anului post negru, de când mă pun să mă culc, când adorm, până mă trezesc, stai țin cu ochii post închiși. Negru. Da. Da, și eu tot așa fac, mă, cum ne-am nimerit noi doi. Mănânci, sau cum? Da. Deci nu vrei să ne dai o rețetă de nu, post? Nu, ți-am spus, nu vreau să difug din rețetele mele. Mai bine vă fac o cântare, că mi-e mai ușor. Mai simplu. Ce-i bage cu cine? De o vreme ești beceagă, nu treci pe la mine. Ce să mă mai fac? Ce-i bage cu cine? De o vreme ești beceagă, nu treci pe la mine. Ce să mă mai fac? Vreau nărea, vai băgeșoră, la-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 la. Să lași mândrile cu dură, la-la-la-la-la-la-la-la. Și le lași cu dururi grele, la-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 la. De-aia ce blastă-mă ele, la-la-la-la-la-la-la. Tare rău ce-or blăstămată că n-ai stat cu ele și că ne-ai lăsat. Mândruțele tale, tare rău ce-or blăstămată că n-ai stat cu ele și că le-ai lăsat. Vreau nărea, vai băgeșoră, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să lași mândrile cu dură, la-la-la-la-la-la-la. Și le lași cu dururi grele, la-la-la-la-la-la-la-la-la. De-aia ce blastă-mă ele, la-la-la-la-la-la-la. Cât ce le ai de plăcită, blăstăma de mândră, rău ce becejit. De păcate grele, cât ce le ai de plăcită, blăstăma de mândră, rău ce becejit. Vreau nărea, vai băgeșoră, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să lași mândrile cu dură, la-la-la-la-la-la-la. Și le lași cu dururi grele, la-la-la-la-la-la-la-la-la. De-aia ce blastă-mă ele, la-la-la-la-la-la-la. Când de mine ce-ai luvată, că s-a mai smăoasă, mândruță de sat. Și-ai avut în minte, când de mine ce-ai luvată, că s-a mai smăoasă, mândruță de sat. Vreau nărea, vai băgeșoră, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să lași mândrile cu dură, la-la-la-la-la-la-la. Și le lași cu dururi grele, la-la-la-la-la-la-la-la-la. De-aia ce blastă-mă ele, la-la-la-la-la-la-la. Vreau nărea, vai băgeșoră, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Să lași mândrile cu dură, la-la-la-la-la-la-la-la. Și le lași cu dururi grele, la-la-la-la-la-la-la-la-la. De-aia ce blastă-mă ele, la-la-la-la-la-la-la-la.
am civănit în aici de cântare de mâncare, ia așa, ca să-și ribeze. Cum te pregătești de sărbători? De sărbători mă pregătesc exact ca un om obișnuit, ca un om modest. Pregătești ceva special? Nu, nu. O să fac așa chestii tradiționale, Pasca o să o cumpăr, ouă vopsim că îi place domnișoarei mele să fie... Să le picteze? Nu, ea îi place să facă cu flori, cu frunze, cu ciorap, cu... Cu revopsit tradițional cu ceapă? Da, da, da. Și o să fac o prăjiturică, o să vă invit la masă. Ei, atunci venim, dar vezi că o să spunem după pași în emisiune dacă am fost sau nu. Așa că trebuie să ce țin de promisiune. Deci dacă nu veniți la mine de Paști, dragi frații Boian, am să scriu pe pagina mea de Facebook ca să știe toți telespectatorii că promiteți și nu vă țineți de promisiune. Exact. Unde trebuie să venim? Ne dai adresa după emisiune. Vă spun după emisiune, că după aia... tot Lugojul. Da. Venim ca la rugă. Pe ca la Nigeie să vine la Bănățan, așa să vine, ca la Nigeie. Da, și mâncăm și bem și facem o cântare. Ești o fire superstițioasă? Niciodată, nu. Niciodată. Nu. Nu cred în superstiții, n-am pisica neagră, ceasul 13, ora 13, marța neagră, vinerea roșie. Nu am așa ceva, nu. Consider că îți place să gătești sau cel puțin așa reiese, așa mi s-o părut mie. S-o fie foame, ce alte pasiuni mai ai? Nu știu dacă am pasiuni. Îmi place foarte mult să conduc mașina, șoferia îmi place foarte mult. De mică mi-a plăcut. Am învățat să conduc mașina pe la vreo 11 ani. Ilegal. Da. Nu sunt un om cu pasiuni, pentru că nu prea am timp. Adică eu am și un serviciu, am un loc de muncă unde merg fiecare zi. Am evenimentele, am un copil pe care îl cresc, avem și un cățeluș pe care trebuie să am grijă și de el și de casă și de cam toate pe umerii mei și atunci nu prea mai am timp să am pasiuni. Planuri de viitor în domeniul muzical? Ca orice artist, ca orice solist, da, să mă ajute Dumnezeu să-mi fac niște melodii noi, niște filmări noi, niște videoclipuri noi. Luna asta, în 16 aprilie, voi susține un spectacol la Reșița, un spectacol caritabil, alături de alți colegi de la Reșița, alți soliști. Și în funcție de solicitări, voi răspunde cu drag. Prezent întotdeauna. Andreea, noi îți mulțumim că ai venit astăzi. Cu mare drag. Stăm la Givan să ne cânți. Uite ce că vremea a trecut tare iuce. Da. Sperăm să nu treacă 5 ani până ne vigem de nou la Givan. Asta poate depinde de voi. Asta repige. Depinde de voi. De noi, da, o să depindă cu siguranță, dar și de tine dacă scoți noutăți. Noi îți facem încă de pe acum invitația. Mulțumesc, cu mare drag, o să vin de câte ori o să fie nevoie și să ne vedem sănătos, să ne vedem cu bine, sărbători luminate, sărbători fericite tuturor, să fiți sănătoși și la pungă groși și vouă vă doresc să aveți cât mai multe emisiuni frumoase. Mulțumim. Și să aveți mult succes și în viața personală și în viața profesională și la toată lumea numai bine. Dragostea se m-a legat de cine? Nimeni nu mai poate dezlega. N-am iubit așa de mult pe nimeni, n-am crezut că pot iubi așa. Trânge-mă, bagi-o în brață, rămâi cu mine o viață, lasă-mă să-ți arăt dragoșețul pot. Iubește-mă doar un pic, că eu mai mult nu cer nimic, dar eu văd în ochii tăi că și tu mă vrei.
umorul mi pare dulce. Când ce aștept să vii cu atâta drag, parcă nici inima nu mai mai bace, până nu ce văd puiul meu drag. Strânge-mă, bagi-o în brață, rămâi cu mine o viață, lasă-mă să-ți arăt dragoșețul por. Iubește-mă doar un pic, că eu mai mult nu cer nimic, dar eu văd în ochii tăi că și tu mă vrei. Pentru cine acum n-o să mai treacă până-i lumea. Drag mi-ai fost de când eram copii, astăzi se iubesc și vreau să știi. Strânge-mă, bagi-o în brață, rămâi cu mine o viață, lasă-mă să-ți arăt dragoșețul por. Iubește-mă doar un pic, că eu mai mult nu cer nimic, dar eu văd în ochii tăi că și tu mă vrei. Strânge-mă, bagi-o în brață, rămâi cu mine o viață, lasă-mă să-ți arăt dragoșețul por. Iubește-mă doar un pic, că eu mai mult nu cer nimic, dar eu văd în ochii tăi că și tu mă vrei. Dragi telespectatori, poezie în grai bălățad, frate, și ai pregătit, tăban. Păi am pregătit așa pentru început o poezie de Virgiliu Șchiopescu, Baba Lenca și Bica. Da, de fiecare dată când aduci în atenția telespectatorilor poezia asta, eu da be, da be, mă abțin aici să nu râd. Păi așa, frate, ce rog să așa nu că mă pui din nou la încercare. Da, 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 hai să vedem că Baba Lenca de la Seca, așa știi și tu, muierea lui Vică Motcă, de tri zilei cătrănită cu o dadă o mare potcă. Ea să plânge la tăt natul, cum că vaca ei amică, bă, nu mai stă moment prăpașe, că i s-o făcut de bică. Ce mai stai acasă, Ludo? Zăsă către sară Vică. Duce iut la primărie ca să ne trimit un bică. Vezi că Vică și cu Lenca n-or mai fost de mult prânsat și n-or fost aflat că bișii și armijii s-or tăiat. Și că și-a în țărți făcut-o, Bica și cu armăsaru, în boldur, visag și săcaș, fașe azi vitirinar. El cu niște medicinuri și cu o seringă mică, fașe ce fășea armigu și ține și loc de Bică. Pră momentul cursele în cuța, la primar să-și iară Bică, ca să-și stâmpere juninca, pră cum i-o poruncit Vică. Domn primari, om învățat, după ce l-a fost ascultat, i-a zis, duce-le încă acasă, că mult n-ai de așteptat. Ți-o-mi trimice bași de sară și-ai trăbă la vaca tie, duce-le încă liniștită și nu ce mai cănună. S-a dus Lenca liniștită, dar nu mai lucra nimica. Și cu Vică la oaltă așteptau să vină Bica. Când colume către sară, bace în poartă un domn gras cu bițiclu, cu o tașcă și cu ochelari prănas. Și în caz ce duce maichii, zise Lenca spăriată. Domn primar m-o dat de știre că aveți un bai cu o vacă. Istinaș, dar unde-i Bica? Zise Lenca dumnealui. Bica nu mai vine maichii, am venit eu în locul lui. Domnule, nu face glumă. Că spun că vaca e mare și îți rămân prădurul copii dacă faci vă o încercare. Lasă, babă, vorba goală.
zise domnul de fel, nu mi-s eu la prima vacă, lasă vezi că-ți fac vițel. Baba, când văzu că domnul, musai vrea să fie bică, s-a pleacă la urechea și zice, tu ce zici, vică? Ce să zic? Vreo bolânzală, pofin mincea dumnealui. Ori să poace că lui domnul nu-i mai place doamna lui. Și apoi dacă n-avem bică, hai să îl lăsăm pre el. Marva e tare și el zice că ne face șuviță. Pe atunci domnul țăpa soala la mâini s-o sufulcat și cu tașca sub soară prăstă vacă s-o băgat. Când văzusă baba asta și făcu o crușe mare, bătut două, tri mătănii și zăsă cu glasul tare, Doamne, de când m-ai făcut, eu așa ceva n-am văzut. Bică, sus pe bicicletă, în draj și cu servietă. Bine că n-a fost pe trotinetă, frate. Da, băi, asta, băi, lipsa. Nu erau trotinece pe vremea, aia. Vezi, da, dacă da, era bica de la Cimișoara... În tot cu normile europene, acum cum să șere. Da, 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 așa-i, frate, cu normă de poluare mai mică, dar uite ce că văd și la cine o vacă acolo de menună. Păi cum vine asta de menună? Trebuia să continui și eu tot cu subiectul pe care l-ai dezbătut. O fi vaca la care s-a dus doctorul al cu pițiclu? Ia ca să vigem. Să vigem. Când a fost Ion la piață să târguie niște hoare și-a luat vacă de ârcie, că nu-i trebuie de mâncare. A, nu, da, zabogină, șed în sobă și cesc foi, beau răchie o vreo bere și nu mai merg la trifoi. Ioane, iar ai băut. Nu, ce mai duci în oraș, că tu mereu țânză coniu și ce întoși loptă acasă. A, nu, astăzi ai smincit-o. N-am băut strop de răchie, dar bloșei menună mare. Tăman vacă de ârcie. Și să vezi că îi deșteaptă, nici nu șere de mâncare, nu se boară, e, nu rupe și nu bace de pișoare. Și de asta trebuie să știi, na ductul ei, nu taifân, și că noi fi bolând pe vacate să o țin. Fiecare cu a lui, tu ce duci anul la coasă, că iod șerge și să uită la vaca lui, a frumoasă. Bine, moșule, să fie, tu cu gura te o spui, da de mâine... Mâncă lapte fiecare de la lui. A, frate, eu zic că avea dreptate și moșul de la tine după poezie, pentru că putea și el să mânce lapte de la vaca de hârcie. Și lapte, lapte praf, frate. Păi da, frate, că lapte-l praf îl face vaca de hârcie, că n-are cum să facă. Eu n-am văzut nici o vacă din asta cu patru pișoare, așa cu ujer de la așa mare, frumos, să facă lapte praf. Ia ca, da, sau să mă zice că lapte praf să face de tot de o vacă, că dacă scapă cumva de avion. Păi și ai văzut o vacă, ai văzut o vacă în avion, frate? Băi, n-am văzut, dar, băi, și... Nici la aeroport n-am văzut vaci. Băi, am văzut, pe lângă aeroport. Da? Erau la nu păscut. Știu, nu știu, la, după ce vaci ce ai uitat tu, când am fost la aeroport, dar... Vreau să-ți zic că să-ți puni pofcilin cuni. Baș de asta vreau să zic o poezie care-i care tot în carcea asta, te către mileniu și vine. Ai furat-o, să zic așa, da, de, da, tot da, volumul da. Meu către mileniu și vine. Îți dau dreptul de autor. Ia, da, ia ca să vedem, ia să-mi cautuge în carce. Să mă ascult să vezi dacă o zic bine. Da, da? Ia ca, ia ca, să vedem, îți dau și notă după aia. Sare Ion cu mâină țâfăr într-o sară cu frig mare, și să cam născocorește către muierea lui floare. Floare, vezi-mă cum is, păstă tri zile tăman, am să câștig meleardul și ajung paure pogan. Sărac, tu și câștigatul, ți-ai găsit. N-am ce să zic, păi tu în toată viața te nu ai câștigat nimic. Hă, cum nu, ce voi fi câștigat? Dar uite, acum să vezi, dacă nu-mi schimb meleardul, numai în dăhălea verzi și-mi iau mărșină bună. Nu mă-i țin prea mea cu-ai prop, cită în șanț. Și din hăi cât ți-o rămâne, ți-o dau ție. Fă ce vrei, numai să-mi spui, da, acum și cum merge faci cu ei. Apoi, Ioane, eu-mi iau un cuni, că numai așa scăp de răle, ca să pot pune pre el tăce mofturile tele. Numai să nu pui și stâlpul ăla de care e... Scrie acolo da, așa în carce. Cât timp ai zis poezia, am văzut că știi și n-am mai urmărit. Am căutat eu o altă am înșeput bine, am înșeput bine. Da, despre ce stâlp e vorba? Stâlpul, da. Păi, tăman cât ești de birt,
Păi Puderic, și ai căutat pe acolo. Și ca beat, moștie să pegică. Am înțeles și ai căutat. Și cu capul stâlp și-o dat. Da, păi, și-l făcut lui Daie, că stâlp a fost mai pogan. Și uite cum a ajuns să iei la spitalul județean. Doctorul de meserie, premulce, nu o să ghingi și să apucă ortașe, prătie al doftorii. Îi făcu niște injecti în pișoare și în mână, dă urlă săracutie, ca și țava la bărșân. Și îl pusă pe un pat, un genunchi stâlp, nici rachie. Și apoi doftorul cu mince, îi zisă lui moșutie. Uico, într-o săptămână ce vingești, bași cum ai vreo. Dar apoi ne promis și nouă, ca ai să ce lași de băut. Domnul doctor, de răchie, moșutie, nu se lasă. Mai bine am să tai tăți stâlpii de la birt și până acasă. Apoi, frate, dacă ar fi stâlpi de aia de lemn, ar fi bine că îi bagă pe foc, dar dacă-s de aia de beton, nu știu ce face da, cu ea. Da, ea ca schimbat la noi în satul la Rângești și tăți stâlpii de beton. Da, da, nu știu, pe țarină, dacă ar mai fi pe acolo, pe la vie, știi pe unde mergeam noi când eram mici. Da, ea ca... În spate, acolo erau de aia de lemn. Da, erau de telefon. Da, nu erau de curent. Nu erau, frate, dar uite ce că o trecut vremea și trebuie să și cerci momentul liric. Strop de ploaie. Stropii ploii șed să cadă, prăstăsat și prăstăgând. Nu-i nimeni să mă vadă într-o sobă așteptând. Sorutăți și satul plânge, cerul ploaia în asta cage. Și atâta dor mă strânge și atâta dor mă roage. Aș umbla pe un geșiu, stropii ploi grei mă apasă. Orice pas, măi pustiu, pe drumul se duce acasă. Norii negri, negre uliți, stropii ploii s-a strâng. Mă lovesc ca niște suliți și mă întreabă de ce plâng. Eu tot umblu până când mă întoarce în satul meu și mă iau în mine gând curat ca un curcubeu. Atâta pentru astăzi, dragi telespectatori. Noi vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă invităm și săptămâna viitoare să ne urmăriți de la aceeași oră. Până atunci, vă dorim sănătate și numai bine!